Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Reformator a trasat prioritățile sesiunii legislative primăvară-vară 2014. Realizarea cea mai mare a fracțiunii Partidului Liberal Reformator în Parlament pentru sesiunea parlamentară de primăvară-vară coincide și cu promisiunile noastre electorale și cu aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova și mă refer, desigur, în primul rând la semnarea și ratificarea acordului de asociere. Iar aceasta a fost posibil grație faptului că cei 7 deputați din Parlamentul Republicii Moldova anul trecut, în luna mai, au votat guvernul pro-european și a fost posibilă depășirea crizei politice în care intrase Parlamentul Republicii Moldova după vânătoarea din pădurea domnească. Reconstituirea unei coaliții pro-europene ne-a dus cu succes la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din noiembrie 2013, când am parafat acordul de asociere și ulterior, desigur că am ajuns și la decizia unilaterală a Uniunii Europene cu privire la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașapoartelor biometrice. Deputații se întorc din vacanțe pe 5 septembrie.